Pentru gemeni, intrarea lui Venus în uh, fecioară până în data de 9 noiembrie, Venus, uh, fiind unul dintre una dintre planetele guvernator ale Gemenilor, uh, va influența mai ales familia, căminul, relațiile. Uh, voastre legată de trecut prin aducerea unor uh, uh, note de seriozitate în viața voastră, de pragmatism, de interes pentru lucruri morale și concrete, principii și va aduce și o mai mare dorință de a vă organiza mai bine uh, viața. Uh, se formează o piramidă de pământ între Lună, Pluto și uh, Uranus, această piramidă de pământ aduce schimbări în viața de familie, legate de secrete, și vă susține creativitatea materială, perseverența și o bună ancorare în realitatea curentă. Uneori este posibil să vă facă și un pic superficial totuși această uh, aspectare astrală, iar uh, Marte, intrat în scorpion, vă va influența pe locul de muncă, planul sănătății aduce un uh, aport de energie psihică și uh, mistică. Prin acțiuni care sunt poate unor subtile, unor pasionale, unor secrete, iar în 14 octombrie, luna nouă din balanță, coincide cu o eclipsă inelară de soare și aduce energie pentru a lua uh, decizii va influența în planul sănătății, al distracției, a ceea ce uh, vă vă place, în planul iubirii. Oricum, energia aceasta poate să aducă schimbări, decizii care se iau pe negândite, cu riscuri destul de multe și această energie vă. Ajută să luați decizii acolo unde poate că amânați luarea unor, unei decizii și să începeți să schimbați ceva în viața voastră.